Reformele asumate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, cu accent pe operaționalizarea organizațiilor de management al destinațiilor, dar și pe proiecte privind rutele culturale, au reprezentat principala temă de discuție din cadrul întrevederii pe care deputatul Bogdan Gheorgheu a avut-o cu ministrul antreprenoriatului și turismului Constantin Daniel Cadariu. Dialogul a fost orientat și spre alte măsuri de interes pentru mediul de afaceri românesc, care urmează a fi implementate în acord cu programul de guvernare. Deputatul Bogdan Gheorgheu a precizat că îl susține pe Daniel Cadariu în mandatul său de ministru al antreprenoriatului și turismului și îi va pune la dispoziție toată experiența sa pe care a acumulat-o în ultimii 2 ani ca ministru al culturii. Mă bucur că un sucevean liberal a preluat portofoliul antreprenoriatului și turismului, esențial pentru a dezvolta comunitățile locale prin susținerea inițiativelor private. Domnul Cadariu înțelege bine ce înseamnă investițiile și ajutorul de care are nevoie antreprenorul român. Îl voi susține pentru ca mandatul cu care a fost investit să fie unul de lungă durată și să facă față provocărilor pe care administrația centrală le presupune. Îi doresc mult succes și îl asigur că îi voi pune la dispoziție toată experiența pe care am acumulat-o în ultimii 2 ani ca ministru al culturii, a declarat deputatul Bogdan Gheorgheu. În același timp, ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat că o primă prioritate în mandatul său este reprezentată de reintroducerea voucherelor de vacanță, începând cu anul 2022. Există soluții pentru toate ramurile antreprenoriale din România. O primă prioritate va fi reintroducerea voucherelor de vacanță, începând cu anul 2022. Știu că pentru regiunile turistice din țara noastră și pentru firmele care activează în acest domeniu, reprezintă o gură de oxigen. O atenție sporită va fi acordată și promovării turismului rural și balnear, mai ales că România are 31 de stațiuni balneare, care vor beneficia în viitorul apropiat de un program de investiții în baza unei scheme de până la 200.000 de euro. Politicile publice pe care le vom promova trebuie să contribuie la creșterea calității serviciilor turistice și a numărului locurilor de muncă, a precizat ministrul antreprenoriatului și turismului Constantin Daniel Cadariu.